Teatrul Național Târgu Mureș, în colaborare cu Studioul Teritorial de Radio Târgu Mureș, cu sprijinul și bunăvoința domnului Radu Herjeu, vă prezintă cu ocazia Zilei Culturii Naționale spectacolul lectură Viața e în direct, doar aici, de Radu Herjeu. Vor citi pentru dumneavoastră realizatorul Lucian Pantea, Madame Popescu Rodica Baghiu, Geta Bianca Fărcaș, Floricica Cristina Holtzli, parapsihologa Delia Bălașa, Vasile Cristian Iorga, producătorul Alexandru Andrei Chiran, Romică Ștefan Mura, directorul Sergiu Ștefanache, soția Dana Pancu, soacra Gabriela Bacali, Rareș Daniel Suciu, Ana Larisa Dobrin, didascali Petru Nistor. Coordonatorul lecturii, Nicolas Cristache. Actul 1. Scena 1. Un studio de televiziune, din care se transmite în direct o emisiune cu public. Acesta este așezat pe o gradenă, lateral. În centru, o canapea și fotolii pe care vor sta invitații. Opus gradenei, pupitrul realizatorului. În fundal, un ecran pe care e proiectat tot ce se întâmplă în emisiune. Bun găsit, doamnelor și domnilor! E o zi perfectă pentru o nouă emisiune dedicată, în primul rând, vouă, telespectatorilor mei fideli, fără de care existența mea în acest spațiu nu ar fi posibilă. De aceea, pentru că vă respect și vă iubesc, vă ofer mereu subiecte de cea mai înaltă calitate, care să vă îmbogățească viața și să vă facă mai buni spiritual și sufletește. Jingle sonor. Dragi prieteni, îmi dați voie să vă spun așa, nu? Pentru că tot ce fac, fac pentru voi. Voi să fiți fericiți și să reveniți mereu în fața televizoarelor, pentru că doar aici viața e în direct. Jingle sonor. Aplauze. Azi vom vorbi despre iubire. Știți voi, sentimentul acela înălțător pe care fiecare l-a simțit cel puțin odată, care te transformă și scoate din tine ce ai mai bun, pentru că atunci când iubești, nu mai există bariere de culoare, de limbă, religie, sex, înălțime, preferințe muzicale și veți vedea azi că, uneori, orice limită poate fi depășită. Dar despre asta mai târziu. Acum îl chem alături de noi pe primul invitat de astăzi, Vasile Ălșmecher. Muzică, aplauze. Intră în platou un tânăr decent îmbrăcat, dă mâna cu realizatorul și la semnul acestuia se așează pe canapea. Vasile, bine ai venit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Să spunem oamenilor că ești cântăreț. Ce cânti tu, Vasile? Muzică. Mi-am imaginat. Dar de care muzică? De care se plătește, domnule, că doar n-am față de muncă voluntară. Când la nunți, la botezuri, la înmormântări, La înmormântări, dar ce cânți acolo? Aleluia, cu Sfinții odihnește, Isaia dânțuiește. Aia e la cununii, Vasile. Păi v-am spus cât peste tot, și la nunți, și la botezuri. Dar cu numele ăsta, Ălșmecher. Ce-i, că nu prea pare... Șmecher? Nu, cum să zic eu ca să nu mă amendeze?
artist rom, că lor le place să-și spună salam, minune, magnificul. Păi, vedeți, sunt șmecheri, că de asta sunt plini de bani, că toată lumea zice că ei sunt șmecheri. Și cheamă la emisiuni, face seriale cu ei, de muzică, ce să mai vorbesc? La toate petrecerile îi auzi. Fără număr, fără număr, a? Că așa e omul. Mai ușor scoate banul și îl dă la unul care e șmecher decât la un fraier, nu? Dar ce? Noi, adică noi, românii, adică dacii adevărați. Și romanii, nu? Nu, nu, domnule, romanii au venit după. Și erau și ei tot un fel de daci, dar mai de departe. Și mai civilizați, că nu beau atât. Și ei aveau apeducte, erau așa. Deci, noi nu putem fi șmecheri? Întreb, bă, putem. Și trebuie să fim, că altfel trăim degeaba, vă spun eu. Deci, ți-ai schimbat numele ca să vadă toți cât ești de șmecher? Păi altfel cum? Bun. Să mai spunem că ești însurat de 6 ani și că ai 2 copii. 2. Frumoși, deștepți ca tasul. Și cam ăsta nu? Nu, nu. Ea e femeie bună, gospodină. Aha, de asta probabil. Și acum ajungem la motivul prezenței tale aici. Te-ai îndrăgostit de o altă femeie. A, nu. Că eu mă îndrăgostesc des, că am sufletul mare. Așa a fost cu Floricica. Dar acum e altceva. Stai puțin. Cine e Floricica? Iubita mea, amanta din tâi, care v-a să zic. Să înțelegem corect. Ești însurat, ai o amantă, iar acum te-ai îndrăgostit de o a treia? Nu, nu e a treia, domnule, e prima. Așa, ca prima doamnă, că o iubesc ca pe ochii din cap, dar și pe celelalte le iubesc. Suflet mare. Exact, de aici e cazul. Că Geta, nevastă mea, nu vrea să mă primească acasă cu ea, cu asta de a treia, adică că a de a doua are casa ei, nu-i trebuie să amestece lucrurile. Dar pe asta vreau să o iau acasă, să stea cu noi, să fim toți fericiți, că nu pot trăi fără ea. Dar Geta nu și nu, că n-am ce căuta cu pițipoanca. Îi zice și așa, de geloasă ce e, că nu o cunoaște. Adică ne-am văzut odată în parc, dar nu e pițipoanca. Vasile, îți propun să ne oprim nițel și să aflăm chiar de la soția ta de ce se pune în calea fericirii tale. Doamnelor și domnilor, Geta. Muzică. Intră Geta, se așează pe canapea. Bună seara! Eu vă spun din start că am venit aici numai ca să-l fac de rușine. Că de mine și de copii nu e, poate de lumea asta care se uită și ne judecă. Că dacă râde de el, poate se trezește că nu-i bine ce face. Altfel nu veneam, că eu îmi spăl rufele numai cu mașina automată. Am înțeles. Deci, nu ești de acord cu noua relație a soțului tău? Nu, domnule, nu sunt de acord. Dar eu oricum face cum îl taie capul. Însă la mine în casă să n-o prind. Dar ce o să zică ăia mici, vecinii, colegele care mai vin la o cafea? O să dea vina pe mine că las, că nu soție bună. Dar eu sunt. Uite, uite, cu Floricica am înțeles. Am zis că așa sunt bărbații. Dacă nu amestecă ciorbele, să fie sănătos. Că tot la mine-i sarea potrivită. Deci cu Floricica n-ai probleme? Nu, domnule, că e femeie de adevăratele, nu așa. Îi face și copil, lucrurile serioase. Și asta la altă cum e? E cum e. Păi cum e? Cum e, cum nu e, la mine în casă n-are ce căuta cu ea. Că îi rup mâinile și picioarele și le pun pe foc. Chit că-mi put tot cartierul. Doamne, nu puteți vorbi așa. Vedeți ce probleme am? Nu te înțelegi de vorbă bună. Ce vorbă bună, mă? Că ai nebunii de tot. Cămașă de forță, nu vorbă bună, ai tu nevoie. Până se mai calmează cei doi, o invit lângă noi pe amanta lui Vasile, Floricica. Muzică, aplauze. Floricica intră. E gravidă. Se așează pe un fotoliu. Floricico, bine ai venit. Văd că mai e puțin și naști. Ați decis ce nume îi dați? Cine să decidem? Tu și Vasile, nu? Ce treabă are Vasile? Păi eu știu, Floricico, o treabă o avea și el, că e tatăl, nu? Păi nu e a lui. Dar al cui? Floricica îl ignoră. Lovitură de teatru, doamnelor și domnilor. Vasile află în direct că nu e tatăl copilului Floricicăi. Nu plecați din fața televizoarelor, urmează alte lucruri senzaționale. Spre Floricică. Atunci al cui e, domnișoară? Nu vă spun că râdeți de mine și eu n-am venit la televizor de asta. Domnișoară, vă asigur că noi aici, la emisiunea aceasta, suntem foarte serioși. Cum să râdem de dumneavoastră? Deci, dacă nu el e tatăl, cine e? Nu-l cunosc. Cum nu-l cunoașteți? E extra. E extra? E extraterestru. Așa se explică. Și de ce a nebunii Vasile? Că eu am citit eu că și Dilea lasă ea tot așa prin bunga-bunga. Vai de capul tău, mă, Vasile. Numai copii verzi n-avuseși. Ce extraterestru, Floricico?
Unde ai cunoscut-o, Marțian Fărâcicu, că tu ești casieră la supermarket? Dar nu e Marțian, e din Alfa Centauri. Clar atunci, nu e verde. Nu e verde, e blă. Dar de unde știi tu toate acestea, Floricicu? De la parapsihologă, da? Că am fost la ea, că am tot avut grețuri dimineață și voiam să știu de la ce. Că eu n-am avut o amețeală de când mă știu. Ai avut grețuri și te-ai dus la parapsiholog? Păi de unde? Și ea mi-a zis toate astea. Că nu-i Vasile, e un centaur alfa, care știți și dumneavoastră, prin telepatie. V-am promis lucruri uimitoare, doamnelor și domnilor. Și nu ne oprim aici. O invit în platou pe doamna parapsiholog să aflăm mai multe. Muzică. Intră parapsihologa. Doamna, pentru că ne apropiem de finalul primei părți, o să vă rog să ne spuneți repede ce mai știți despre acest copil. De exemplu, e băiat sau e fată? Parapsihologa cu ochii închiși face pase peste burta Floricicăi, mormăie ceva. Da. Da ce? Vasile, te rog, să mă lași pe mine. E misiunea mea, știi? Adică, da. Da ce? Nu are sex. Cum nu are sex? Și cum o să facă bunga-bunga? Vasile, nu mai face gesturi din acestea. E o emisiune serioasă. Și asta e problema ta? Cum o să facă sex? Nu că e jumătate extraterestru? Păi, tocmai. Tot o să râdă copiii de la școală. Măcar o bucurie să aibă și el în viață. Va face sex spiritual. Pentru că va fi o ființă superioară. Haina, din Floricica? Din extraterestru. Vă mulțumim, doamnă, ne vom revedea după pauză. Șocați de această dezvăluire, aproape am uitat că noi suntem aici pentru povestea lui Vasile. Deci, Floricico, ce părere ai despre noua iubită a lui Vasile? Ei să fie sănătoși. Nu ești geloasă? Păi de ce să fiu geloasă? Nu ea o să aibă copil de extraterestru. Și nici vid cosmic în mansardă. Vedeți? Iată acolo o femeie geloasă. Dacă îți dau una, te învinețesc să te atosortez cu Fito. Geta, te rog să te abții. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară. Nu plecați, revenim curând și o vom cunoaște în sfârșit pe cea de-a treia femeie din viața lui Vasile. Jingle. Se stinge lumina în platou, rămâne luminat doar pupitrul realizatorului. Scena 2. Se apropie producătorul. Avem o problemă. Cine n-are? Unii fac copii bleu cu extraterestri. Vasile a zis că nu mai stă dacă nu-i dăm banii. Și Geta-i ține-i sonul. Păi n-a fost vorba că îi plătim după ce vedem audiențele? O fi fost vorba, dar el vrea acum. Zice că a făcut show și că își merită banii. Și că pleacă dacă nu-i vede rapid. Păi ia din fondul de rezervă. E gol. Asta e o altă problemă, dar așteptam să zică Nistor, că ne-a chemat la el după emisiune. Ce dracu mai vrea și ăsta? De ce nu-și vede el de treaba lui de director și noi ne vedem de ale noastre? Păi asta e treaba lui, să vadă de treburile noastre. Că doar nu a luat salariul ăla ca să-și facă ceva. Cum pariu că așa spui și despre mine. Da, dar numai marțea și joia. Și cum nu mai sunt bani? Acolo erau mereu pentru situații din alta. A zis Nistor că au scăzut prea mult audiențele. Păi ca să faci audiențe, trebuie să scoți banul. Că lucrurile astea costă. Cine dracu vine pe gratis la TV să se facă de rahat? Bine, nu că ei nu s-ar face zi de zi, dar fără să-i plătească nimeni... Mizantropule... Da. Ar trebui să fii mai îngăduitor cu ei, că pe seama lor îți câștigi pâinea. Și ei pe seama mea, așa că suntem chit. Sunteți chit pe naiba. Tu îți poți lua câte o mașină în fiecare lună. Life sucks, my friend. Și e nedreaptă. Și umple universul de victime nevinovate. Deci, ce fac? Cu Vasile. Păi nu o să rămânem fără personajul principal. Tu n-ai niște bani la tine? Eu am salariul de 10 ori mai mic decât al tău. O, altă victimă. Bagă mâna în buzunar și îi dă un teanc de bancnote. Nu, eu sunt martir. Numără banii. Ți-i dau banii înapoi mâine. Diseară mă întâlnesc cu aia. Realizatorul se uită întrebător. Aia, știi tu, de se crede mare actriță. Și i-am promis că îi facem reclamă într-o emisiune. O chemăm să bată câmpii despre viața ei plină de senzațional. Să-i mai crească cota, să o mai angajeze și pe ea cineva. Sau măcar să o vadă vreun fotbalist. Și iau banii de la ea și ți-i dau înapoi. Până s-o rezolva cu fondul de rezervă. Se stinge lumina la birou, se aprinde în celălalt colț al scenei. Scena 3. Madame Popescu, care a fost în public, se ridică și privind în jur, se așează pe canapeaua invitaților.
timidă, mai întâi pe margine, apoi se lipește de spătar și își aruncă un picior peste altul. Își ridică bărbia și privește de sus în jur. Și rămâne cu privirea țintită spre dreapta ei, dând din când în când din cap, ca și când ar aproba maestos spusele unui interlocutor invizibil. Se apropie un bărbat la vreo 50 de ani și se oprește lângă ea. Madame Popescu tresare vizibil. Stimată doamnă, v-am speriat? Madame Popescu privindu-l din tălpi până în creștet. Nu. Sigur? Romică Tulnici e numele meu. Madame Popescu îi întinde mâna, el vrea să o sărute, ea dă noroc cu el. Madame, nu, doamna Popescu. Încântat. Îmi cer iertare dacă v-am creat un disconfort psihic. N-a fost în intenția mea. Domnule, eu sunt femeie serioasă. Nu mă sperie așa ușor. Că și mitical meu spune, nu mai fi așa serioasă că nu duci tu pe umeri tot pământul. Dar eu așa simt uneori. Călduc. Când e liftul stricat, urc coșul cu rufe spălate de la parter unde e uscătoria. Că și ăștia nu puteau să o pună la ultimul etaj, doar să coborâm. Dar nu de asta sunt eu serioasă. Așa m-a crescut mama, să nu mă hlizesc ca toanta. Asta îi și spun lui Mitică. Păi mă mai luai tu, dacă eram vreo hlizită? Și Mitică, soțul, presupun, ce zice? E, mă necăjește. Zice că m-a luat de frumoasă. Dar eu știu că nu-i adevărat, că Mitical meu nu e așa superficial. Nu ca tinerii de azi. Una, două, se uită doar la frumusețe. Și ce? Și pisica. Am o pisică, o minunăție. Leopoldina o cheamă. Mitică a vrut să-i zicem Miaunel, dar eu n-am vrut. Ce nume ăsta? Să râdă mâțele alelalte de la bloc de ea? Să facă depresie? Păi ce? Nu merg eu la psiholog. Să duc pisica? Că eu nu cred în astea. I-am zis și lui Mitică. N-am eu încredere să umble cineva în capul meu. Cine știe cum zăpăcește lucrurile pe acolo și îmi strică ordinea interioară. Frumos zis. Da. Am auzit eu la o emisiune și mi-a plăcut cum sună. Și e și adevărată. Că eu am toate cele puse la locurile lor. Lingurile la linguri, cârpele de praf la cârpe de praf, nu așa alandala. N-ai văzut-o și pe psihologa asta câte prostii zice? Că extraterestri. E parapsiholog. Psiholog, parapsiholog, parapsihopupu, tot un drac. E, nu chiar, adică... Deci, Leopoldina i-a rămas numele. Și ea e frumoasă. Și de-asta s-o iei de nevastă? Păi nu trebuie să știe și ea să dragă un borș, să cârpească un ciorap, să numere bine restul la piață, că banii nu cresc în pom, să poartă o conversație. Păi uite-te și dumneata la fătuca asta, Floricica. O frumusețe! Și la ce i-a folosit? Vine aici cu povești de-astea SF. Eu nu zic că n-or fi extratereștii pe undeva, că n-or fi singuri în dita mai universul, dar nu cred că au poftit taman la ea. N-or găsi și ei femei pe care să nu le împartă cu deal de Vasile? Deci, eu cred că ea a inventat totul ca să nu-l piardă pe ăsta, acu că și-a găsit o a treia iubită. Adică o fi gravidă, că nu și-o fi pus vreo pernă, dar e a lui Vasile. Vezi, frumoasă, frumoasă, dar el tot ce-a mai găsit una. Poate nu fi tot adevărat. Cum, domnule, să nu fie? Păi ar da la televizor, dacă n-ar fi? Că eu de asta mă și uit, că-i spun și lui Mitică, el e mai... Sceptic. Nu, neîncrezător. N-are cum să mintă, n-are cum, că-i omoară oamenii cu pietre dacă descoperă că nu zice adevărul. Păi cum să te uiți așa în ochii noștri și să ne păcălești? Se mai întâmplă. Păi de asta am și vrut să vin aici la emisiune, să văd cu ochii mei că e adevărat. Cunosc eu pe cineva de-aci, la noi în bloc, i-am zis că vreau să vin și mi-a găsit un loc bun, în public, văd tot de acolo. Nu scapă ei dacă mint. Mitică n-a vrut să mă lase. Că ce să caut eu aici, că pot să mă uit la televizor... Și n-are dreptate? Adevărul e, domnule, că mă mai plictisesc acasă. Câtă mâncare și câtă curățenie să faci cât e Mitică la muncă în tura de seară.
Să nu mă înțelegi greșit. Am o viață frumoasă, dar cam goală. Adică, slavă Domnului, nu se întâmplă mai nimic și asta e bine, dar nici nu se întâmplă mai nimic și asta nu e chiar așa de bine. Și am zis să mai ies și eu, să cunosc oameni, să văd cum trăiesc alții, ce probleme au cu viețile lor, să mai învăț una alta. Și nici nu-mi stric ochii uitându-mă la televizor, că a vrut musai mitică să ia unul LCD, să vadă meciurile cum trebuie, zice el. Dar el n-a prea vrut să mă lase. O fi gelos. E pe naiba, ce gelos. A zis că cine știe cine mă remarcă și ajung vedetă. Și nu-i mai fac de mâncare. Auzi, eu vedetă. Femeile serioase n-ajung vedete. Îmi place cum gândiți. Exact. Așa i-am zis și eu. Ce vedetă? Dam eu stofă de vedetă. Tot eu o să-ți fac ciorba și o să-ți curăț nădragii de noroi. Că doar nu ajungi vedetă doar ca apar de la televizor. Dar el nu și nu. Ci că toată lumea are în geantă un băț. Un baston de mareșal. Napoleon a zis. Nu, domnule! Un băț! Uite, ca ăsta. Scoate un băț din geantă. Eu l-am luat ca să mă apăr de câini, că emisiunea se termină târziu și la mine în cartier e cam întuneric. Păi și ce legătură are bățul cu... Dau în ei dacă se apropie. Nu, nu. Cu ce spunea mitica al dumitale? Nu știu, dar așa a zis. Că toți avem un băț și nu știi de unde sare iepurele. Cred că a vrut să spună câinele. Dar lui îi place friptura de iepure ceva de speriat. Le-o fi încurcat. Dar i-am spus că eu vreau musai să vin. Să nu încerce să mă oprească, că cine știe ce fac. Ce faceți? Divorțați? E asta. Nu-i mai fac ceaiul de sunătoare înainte de culcare. Și el știe că o să doarmă prost. Că el așa e. Dacă nu bea ceaiul, se zvârcolește toată noaptea. Și dimineața e tot numai nervi. Așa că a cedat și m-a lăsat. Nu poate decât să-mi pară bine asta. Căci așa mă bucur și eu de compania unei doamne atât de încântătoare. Madame Popescu își amintește brusc ceva și pune mâna pe antebrațul lui Romică. Mitică! Romică? Nu! Mitică! Am uitat să-l sun pe Mitic al meu să-i povestesc ce a fost în emisiune până acum. Se ridică și iese. Se stinge lumina. Scena 4. Se aprinde lumina. Pe canapea stă Geta, la pupitru realizatorul. Am revenit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială a emisiunii noastre. În prima parte am aflat cum Vasile, căsătorit și cu doi copii, are o amantă care e însărcinată cu un extraterestru. Și acum s-a îndrăgostit de altcineva. Soția nu vrea însă să-l lase să o aducă acasă. Doamnelor și domnilor, e timpul să o cunoaștem pe misterioasa care i-a furat inima lui Vasile. Muzică, aplauze. Intră Vasile ținând în brațe un manechin. Se așează pe canapea, pune manechinul între el și Geta și îl ia după gât. Vasile, ce e asta? Cine e asta? Adică să fim politicoși. Bine, Vasile, cine e? Iubirea vieții mele, sufletul meu pereche, femeia lângă care vreau să îmbătrânesc. Păi Vasile e un manechin. Așa și? Și n-are viață. De unde știi tu? I-ai pus tetescopul? Ha? Abar n-ai tu câtă viață are când suntem numai noi doi. Acum e puțin timidă. Geta, vorbește serios? Păi nu v-am spus eu că a luat-o razna. S-a molipsit de pitici pe creier de la aia. Deci, Vasile, o iubești pe... cum o cheamă? Nu o cheamă niciun fel, că n-are cine să o cheme. Doar eu o iubesc și nu trebuie să zic pe nume pentru asta. Bine, și cum o alinți? Nu spun eu la toată lumea intimitățul de-astea. Gonflabila lui tata. Mă, vezi că mă ridic la tine! Geta se ridică și se mută pe fotoliu. Ia ridică-te, mă, să vezi cum dormi în tomberon cu găgica ta de plastic. Vasile, Geta, stați liniștiți. Cei doi se calmează. Bine, Vasile, spune-mi atunci cum v-ați cunoscut. Domnule, vorbești serios? Ce să se cunoască? A dat de ea într-o vitrină. Da, domnule, da, am văzut-o într-o seară, veneam de la o cântare. Și m-a izbit cât de tristă părea și cum stătea ea singură. Cum? Singură?
Singură, singură? Mai era cu niște colege, dar nu o băgau în seamă. Stăteau și ele așa, fiecare cu ale ei. Dar mie, ea mi-a atras atenția. Poate pentru că e așa puțin asiatică. Ciociosan, ce să mai... Vasile, unde vezi tu că e asiatică? N-are nici o trăsătură pe față. Tocmai, deci e cum vreau eu. Și eu vreau să fie asiatică, că mie îmi place Luciliu. Și cum vă înțelegeți? Știi japoneză? Nu-i nevoie, din priviri, că dânsa nu-i prea vorbăreață. Dar mie nu-mi pare rău. Cu ampa asta alaltă... Arată spre Geta. De măcăne cât trei. Dar totuși nu-ți dorești să vorbiți și voi, să comunicați, să... E, știți cum se spune. Și tăcerea poate fi o foarte bună conversație. Ete și pe Confucius. Era chinez. Chinez, japonez, tot orez mănâncă. Vedeți de ce prefer să nu vorbească? Da, eu nu m-am gândit la asta prima dată, când am văzut-o. Pur și simplu m-a țintuit locului. Parcă era o chemare, așa. Și m-am îndrăgostit. Ce mai turavura? Cup de fudră. Cu zici dumneata acolo. Dar mai pe românești. Că ți-am zis că eu sunt mai dac, așa. Bine, 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 cum zici tu. Ți-a căzut cu tronc. Dar, de ce? Păi, e frumoasă, e cu minte, e liniștită, e ascultătoare, e răbdătoare. Are și niște... Și arată spre sânii ei, râsete. Încurajat o ia în brațe și o arată tuturor cu brațul pe sub sânii ei. Uitați-vă aici și spuneți-mi că nu-s frumoși, e? Vasile, potolește-te, că se uită și copiii la emisiunea asta. Păi tocmai să învețe de mici să aprecieze ce-i frumos. Că ce-i frumos îi place și lui Dumnezeu și lui Vasile. Și nici nu o să o ia la el înainte de vreme. Că știți că noi ăștia cu suflet mare nu prea facem față bine când moare cineva, că prea ne lasă goi. Oricum ești gol, mă, la mansardă. Geta, ție cum ți se pare? E frumoasă? Vă bateți joc de mine? Unde vedeți voi frumoasă la urâta aia? Nu vedeți ce pitican e? Are fundul jos de-l ciupesc gâștele pe uliță. Și fața aia teșită de zici că a lovit-o Laucostul când a decolat spre Roma. N-are păr în cap nici cât pentru o perucă. Și nu vezi ce culoare are? Asta e femeie să ieși pe stradă cu ea? Te fluieră taximetriștii. Și e expresivă ca un dulap. Păi e un manechin, Geta. Ce manechin? N-auziți că e iubirea vieții lui? Eu ce să le zic o lor amici? Că taică s-o vrea harem cu sintetice? Las așa, dar măcar dacă era arătoasă, o țineam pe post de cuier, atârnam hainele în ea. Să nu-ți agăți eu vreo două acum! Ia agață-mi! Să vezi cum mă joc eu cu chibritele pe lângă ea! Apropo de haine, Vasile, de ce e dezbrăcată? E, lasă că nu răcește! Nu, 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 dar o văd alți bărbați. N-ai o problemă cu asta? Să o vadă, să se bucure și ei și să mă invidieze. De ce s-o îmbrac, dacă așa a făcut-o mama ei? Cine? Mă rog, Dumnezeu. Eu cred că a turnat-o vreun meseriaș. Și pe el cine l-a făcut? Și pe tine tot el te-a făcut. Da, cred că era obosit rău. Mă, lasă-o, Vasile. Păi și pe tine te-a făcut într-un fel, dar nu umbli despuiat pe stradă. Vasile se ridică și dă să se dezbrace. Cineva din culise sare să-l oprească. Îl convinge cu greu să se așeze. Să o invităm din nou în platou pe doamna parapsihologă, renumită pentru claritatea clarviziunilor sale. Muzică. Intră parapsihologa, se așează pe fotoliu. Doamnă, ce părere aveți despre această poveste? Eu am făcut astrogramele lor și... Ale cui? Ale lui Vasile și ale iubitei sale. Are ieșit... Stați, doamnă. Cum i-ați făcut astrograma manechinului? Că doar nu știți când s-a născut, unde s-a născut. Dacă era simplu, era lumea plină de parapsihologi. Am făcut calcule, domnule! Știm că e asiatică. De unde știm asta, doamnă? Păi se vede pe fața ei. Și domnul a spus asta. Deci, știm că e o Luciliu. I-am măsurat înălțimea. Am împărțit-o la greutate. Am scăzut numărul degetelor și am aflat data nașterii. Glumiți? Nu, niciodată când e vorba de lucruri așa serioase. Deci, am făcut astrogramele și am descoperit că cei doi se potrivesc perfect. Adică 99%.
că perfecțiunea e doar una și aparține lui Dumnezeu. E, vezi, domnule, ți-am zis eu că sunt fete pereche. Vezi, domnule, ți-am zis eu că sunt toți țigniți, toți! Și ce ne mai puteți spune? Ca să vă spun mai multe, ar trebui să fac niște pase, să-i simt energia. Vă rog. Da, dacă e de acord și Vasile, desigur. N-are ea prea multă energie. Eu v-am zis că e liniștită și cu minte, dar poate să încerce. Parapsihologa se ridică, vine lângă manechin și, închizând ochii, începe să-și plimbe palmele peste capul ei. Vasile îi ia mâinile și le mută mai jos, deasupra sânilor. Așa e că sunt frumoși? Sunt falși. Ai vrea tu. Falși erau dacă aveau unii de aia de umfla cu silicon. Ăștia sunt adevărați. Cum ai ieșit din fabrică. Originali. Ia manechinul în brațe și se duce la masa realizatorului. Uite, domnule, pune mâna. Clasa întâi. Lasă-mă, domnule, că nu trebuie să pun eu mâna pe ei. Se pare că are cine. Păi da, dar mă gândeam că poate te convingi. Mă conving de ce? Să iei asistentă la dumneata în emisiune. Fugi-mă de aici. Te duci. Frumoasă e? E. Exotică e? E. Cu minte e? E. N-are probleme cu nuditatea? N-are. Proastă e? E. Mă! Deschide gura să zică prostii? Nu deschide. Candidata ideală. Îți spun eu, îți crește audiența până la tavan. Nu pot, Vasile, să-ți fac una ca asta. Că ajunge vedetă și-și ia lumea în cap. Nu se mai mulțumește cu unul ca tine. O să vrea vreun politician din ăla de 2 bani și 3 merțane și rămâi fără ea. Nu, doamna parapsiholog? Da, da, așa am simțit și eu. Ea e tânără, dar naivă. Energia ei nu e încă stabilizată. Trebuie să mai crească. Nu mai crește piticania, îți spun eu. Poate doar dacă tragi de ea, dar risci să o rupi. Geta, nu e frumos să vorbești așa. Te rog să te abții. Doamnă, ce ne puteți spune despre viitor? Vor rămâne împreună? Ei, așa arată lucrurile acum. Dacă va fi iubire și respect reciproc, înțelegere și răbdare, dacă vor comunica și nu se vor certa din nimicuri, dacă vor prețui împreună micile bucurii ale vieții, au mari șanse să îmbătrânească împreună. Mai ales el, că îi apare din plastic de bună calitate. Vasile își face cruce. Amin! Așadar, doamnelor și domnilor, se anunță un viitor luminos pentru Vasile și noua lui iubită. Le dorim și noi multă fericire pentru că merită. Așa cum și dumneavoastră ați meritat o altă ediție specială a emisiunii noastre. Sunt convins că și azi ați aflat lucruri extrem de importante pentru voi, fără de care ați fi fost mai săraci, sufletește și spiritual. Și asta pentru că viața e în direct doar aici. La revedere! Se stinge lumina. Actul 2. Realizatorul stă la pupitru. Intră directorul. Cum ți-a ieșit emisiunea? Bună ziua, căciulă! Hai, lasă! Cum a ieșit? Cred că știi cum. Doar te-ai învârtit prin regie tot timpul. Știi că îi stresezi pe oameni, nu? Dacă stai pe capul lor. Nu asta e treaba mea? Să-i stresez? Să dea maximul? Să stea mereu în priză? Până se scurcircuitează! Dacă nu rezistă, la revedere! Aici nu e atelier de împletit coșuri. E război. Război? Cu cine? Tu și ceilalți? Da, război. Cu toată lumea. Ce știi tu? Tu ți încasezi superleafa lună de lună, ești mare vedetă, n-ai nicio grijă. Vii la emisiune, dai de 2 ori din gură și gata. Banii curg gârlă. Ia să fii nevoit să-i și produci. Păi eu asta credeam că fac, produc. La câtă audiență am, vin banii valuri. De fapt și tu surf pe ei. Vin pe dracu. Ai văzut noile audiențe? Ai scăzut cu 2%. Așa, și? Asta înseamnă mai puțin bani. Inclusiv pentru tine. Nu cred, că contractul meu e clar. Mai e mult până la limita stabilită în el. În ritmul ăsta, nu mai e așa de mult. Asta ai venit să-mi spui? Am venit să spun să găsești o soluție. Să faci ceva. Cam ce? De exemplu, să faci emisiuni mai bune, mai interesante. Nu vrei tu să-mi dai niște sfaturi cam cum să fie emisiunile alea mai interesante? Nu știu. Să fie mai, așa, mai... Strânge din pumn. Mai interesante. Bun. Și mai cum? Să aibă subiecte mai deosebite. Oameni mai deosebiți. Povești... Mai deosebite, dar știu. Vreo sugestie ceva? De viață. Povești de viață.
nu doar ciudați de care râde lumea. Că râde, dar nu se identifică cu ei. Și asta trebuie. Să aibă senzația că e vorba despre ei. Nu știu, găsește ceva, asta e treaba ta. Ce cauți aici dacă asta e treaba mea? Eu am venit să te avertizez. Nu-mi plac avertizmentele. Nici mie, ăia care se cred buricul pământului. Și totuși te uiți în fiecare dimineață în oglindă. Da. Și știi ce văd? Un om care trebuie să țină șandramaua pe linia de plutire. Care trebuie să găsească mereu soluții. Ce au nu ne mai dă niciun ban, căci că să mă descurc. Tu și alții ca tine aveți salarii câte verestul. Și eu trebuie să vi le dau la timp. Și mai trebuie să mulțumesc și telespectatorii. Te doare pe tine fix în dos de telespectatori. Nu mai mult ca pe tine. Da. Dar eu n-am ipocrizii din asta. Pe tine te interesează doar să stea ca tălâmbii în fața televizorului. Și pe tine, nu? Ba da. Dar eu mă expun pentru asta. Ies acolo în fața lor și conving că nu pot trăi fără noi. Fac ca toate alea doar ca să-i mai țin un minut cu ochii la noi. Pe de altă parte, pe mine mă înjură toți pe Facebook, nu pe tine. Eu sunt ăla de-am prostit poporul cu televizorul, nu tu. Dacă mergi de aici până la colț, nu știe nici dracu cine ești. Nu te oprește nici o mamă să-ți spună să-ți fie rușine că aduci tot felul de specimene în emisiune și de-aia fata ei de 7 ani crede că așa se reușește în viață. De parcă educația s-ar face cu televizorul. Dar de, lasă, dă-mi vina pe ăla din cutia magică. Tu asta nu pricepi. Eu sunt la televizor, nu tu. Eu trebuie să vorbesc zi de zi cu tot felul de... Ba, să mai și par convins că sunt oameni deosebiți. Că altfel, de ce dracu i-aș invita, nu? Nu te mai victimiza. Mai aruncă-ți un ochi la conturile tale și îți revii. Nu te-a obligat nimeni să faci asta. O faci pentru bani și pentru glorie. Pentru că oricât te dai tu lovit, nu toți te înjură. Altfel n-ai avea audiență. Deci acum am audiență. Nu cât te trebuie. Știi foarte bine că nu despre asta e vorba. Ba, exact despre asta e. Ba, nu. De când ai venit, nu încerci decât un singur lucru, să scapi de mine. De ce aș vrea să scap de tine? Pentru că nu poți să scapi de mine. N-are niciun sens. Ba are. Vrei să mă dai afară tocmai pentru că nu poți să mă dai afară. Nu te poți atinge de contractul meu și asta te usucă. E o bucățică din televiziunea asta pe care nu o poți controla. Unde nu ești stăpân absolut, unde nu-ți poți satisface vanitățile de ilustru necunoscut. De asta mi-ai și tăiat fondul de rezervă. De asta mi-ai și lăsat doar un reporter. Doar, oi ce da, și-o intra în rândul subordonaților tăi docili. Sau plec. N-ai să vezi. Ba, am să văd. Și ai să vezi și tu. Și o să vadă toată lumea. O să vadă toată lumea cine ești tu, de fapt. Că nu ești mai bun decât invitații tăi. Directorul iese. După câteva secunde, intră producătorul. Ce i-ai făcut iar de ei așa nervos? E încă acolo? Pe hol? Da. Vorbește cu Panfile la telefon. Care Panfile? Câți Panfile cunoaștem noi? Redactorul șef de la Pe Gaura Cheii. Tabloidul ăla de 3 lei. Ce dracu o fi având de vorbit cu el? I-a zis ceva de genul, poți să-i dai drumul. Eu ți-am zis că cineva le servește lălora subiectele noastre, ca să iasă ei primii cu ele. Nu m-ar mira să fie el. Să mai fac un ban în plus. Nu cred că e vorba despre asta. Dar? Ce-a vrut de la tine? Să facă pe șeful. Normal. Ci că am scăzut cu 2%. Să facem ceva. Ce să facem? Bine. Ca să nu fie rău. Știi, tu n-are nicio idee despre cum se face o minge, dar știe cam cum ar trebui să fie. Rotundă, ci că să avem mai multe povești de viață. Eu ți-am zis că oamenilor le plac de astea, mai ales că nu sunt ale lor. Se simt bine să-i vadă pe alții mai amărâți decât ei, cu probleme mai mari, sau măcar să nu se simtă singurii care le au. Păi asta se întâmplă și acum. Oamenii se bucură să-i vadă pe alții mai proști ca ei. Da, dar acum doar râd. Acum vorbești ca el. Știam eu. Great minds think alike. Serios. Oamenii au nevoie de emoții. Să se cutremure, să lăcrimeze nițel și să se simtă mai bun după aceea.
Uite ce sufletiști sunt ei. Nu pot să le cremez când vezi un diliu cu un manechin pe post de iubită. Hă-hă-i! Sau scuipi în sân și îți faci cruce. Sau și una și alta. Mă, tu mă asculți? Bă, te ascult. Mă asculți pe naibă. La ce te gândești? La ce a spus ăla. Vrea povești de viață? Păi să-i dăm atunci o poveste de viață de să nu poată duce. Și o audiență de să o regrete 20 de ani de acum încolo. Ce ai în cap? Când te ia pe tine apa, ne inundăm cu toții. Eu am rate la casă și la mașină, nu vreau să mă dea ăla afară. Stai liniștit, că o să-i spun că te-am obligat eu. M-ai obligat să ce? Îți spun mâine. Da, da. Mâine, altceva mai e? Da. Te-au reclamat iar unii la cinea. Nu ți-a zis ăla? Nu, și nimic nou. Ăștia din Consiliu ar trebui să-mi plătească taxă, că le dau motive să-și justifice salariile. Ce-am mai făcut de data asta? În emisiunea aia cu câinii pe care îi aleg oamenii în funcție de zodia lor, ai zis despre dalmațieni că-s proști. Și? Ci că le-ai afectat dreptul la imagine. Câinilor, dă-i dracu de proști. Pe dalmațieni, nu? Sigur. Altceva? Nimic altceva. Mă mir că nu ți-a spus nimic despre asta cu CNA-ul. Sau că am înmulțit sancțiunile în ultima vreme. Atâta aritmetică știe și el. Adună bani încasați din publicitate, scade amenzile și iese pe plus. Așa că n-are motive să se agite. Și totuși, ce-o fi vorbit cu Panfile? Eu am o idee. Hai, du-te, vorbim mâine. Intră Madame Popescu. Realizatorul se uită în niște hârtii, mai notează câte ceva pe ele. Vai, ce emisiune frumoasă! Realizatorul îi face semn să stea jos. Ea dă din mână că nu. Nu, că n-am stare. Vai, ce frumoasă! Doamna Popescu, mai am puțină treabă și mergem. Madame Popescu se așează, descumpănită, dar își revine. Vai, cât mi-a plăcut! I-am zis și lui Mitică la pauză, că l-am sunat, că trebuia să-i spun. Ce emisiune frumoasă ați făcut azi! Mai rar, dar nu frumoasă, interesantă, cu Vasile. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că omul nu e chiar zdravăn. Dar dacă te gândești, e frumos așa cum o iubește el pe manechina aia. Cât suntem zdraveni când iubim. Și Mitical meu când era îndrăgostit, vai, câte năzdrăvănii făcea. Odată m-a trezit la 3 dimineața să mă ia cu el la pescuit. Și eu am mers, deși mie nu-mi place la baltă, că sunt mulți în țar și trag la mine ca molile la lumânare. Dar am mers ca să le fac o plăcere. Țânțarilor? Nu, lui Mitică și colegilor lui, că n-am mers numai noi, că toți au fost bucuroși. Le-am făcut sandvișuri cu cașcaval și parizeri din ăla bun, cu câte o roșie. Căilalți erau nensurați, cine să le facă? Doamna Popescu. Așa că mi-a plăcut emisiunea, ce să mai. Și Floricica, frumoasă, nu pot să zic. Dar eu nu cred că e gravidă cu un extraterestru. Îl făcea pe Vasile gelos. Dumneavoastră credeți că e cu centaurul ăla? Nu, nu, doamna Popescu, nu cred. Păi așa spun și eu, că n-avea cum. Nu că n-ar fi, că eu cred că sunt. Dar nu era cazul, că i-am zis și lui Romică. Lui Mitică. Nu, 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 lui Romică, domnul acela din public, că a venit la mine în pauză. Eu cred că-i cam alunecă ochii, dar eu sunt femeie serioasă. Nu-l las eu pe Mitică pentru Romică. Dar mi-a plăcut că am vorbit, că i-am zis că eu cred că e adevărat, nu asta cu extraterestru, restul, că altfel nu dădeați dumneavoastră la emisiune, nu? Sigur, doamna Popescu. Așa. Așa, eu vă spun drept, pe Geta, nevastă sau n-am înțeles-o? Cum să stai tu, femeie serioasă, să-ți umble bărbatul cu alta, cu fi dilie, cu fi de plastic, cu fi japoneză și tu să nu reacționezi? Păi să-mi facă mie al meu una ca asta, îi tăiam manechina bucăți și făceam o muzaca din ea de inoda mațele și apoi nici la WC nu-l lăsam să meargă direct pe scări, îl zvârleam, că i-am zis și lui Mitică. Lui Romică. Sunteți obosit. Lui Mitică. Nu că e greu să faci față la toate nebuniile astea. Vă consumă nervos, știu eu. Am obosit eu
doar uitându-mă la ei. Dar nu, că mi-a plăcut. V-am zis, nu? A fost așa, parcă era un film și un documentar, ca teleenciclopedia, doar că acolo sunt animale sălbatice. Că eu mereu mă uit cu Mitică, îi place și lui. Unde să vedem noi lei și girafe? Că la grădina zoologică de la noi, lei sunt vai de mama lor și nu-s girafe. N-or încăpea. Deși Mitică zice că nu le place iarba de la noi. Doamna Popescu, mă bucur că v-a plăcut, dar eu vroiam să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Ah, bine că mi-ați adus aminte, că uitam. A fost unul dimineață de a întreba de dumneavoastră prin bloc. Cine? Nu știu, că eu nu i-am dat atenție. A vrut el să se bage în seamă, dar eu veneam de la piață. Și știți cum car eu când merg la cumpărături. Luasem niște chile de cartofi, câteva ceapă, că lui Mitică îi place ceapa la orice. Odată i-am pus și într-o prăjitură niște ceapă. Am văzut eu rețeta la televizor, dar aia nu i-a plăcut. Doamna Popescu. Mi-a zis Vasileasca că ea vorbește cu toți străinii, ci că ceva jurnalist, mă rog, din ăștia deși bagă nasul, voia să știe de dumneavoastră, de doamna, de băiat. Și ce i-a spus? Nu i-a spus nimic, ce să-i spună? Că doar ea nu știe de niciunele, doar îi place să vorbească. Eu care știam, nici nu l-am băgat în seamă. Doar i-am zis mulțumesc că mi-a ținut ușa. Că așa-i politicos, chit că nu cunoște omul și arată dubios. Deci, n-a aflat nimic. Acum, eu nu știu ce să zic. O mai fi aflat una, alta, că a vorbit și cu boșorogul ăla de la parter. Dar se plânge mereu că nu poate să doarmă. Că îi bate soarele în casă din mașina dumneavoastră. A, și cu Profireasca a vorbit. Mi-a zis Vasileasca aia de la patru, care nu vă suferă. Îmi zice mereu că vă dați vedetă și nu veniți la ședințele cu locatarii. Dar nu știe nici ea prea multe, că nu e ca mine de 20 de ani în bloc, de când v-ați mutat cu doamna. Vai, ce tineri erați! Și eu și Mitică. Doamna Popescu, o să am nevoie de dumneavoastră la o emisiune. De mine? Da, de dumneavoastră. De mine? Da, da. De mine, de mine? Sigur de mine! Da, doamna Popescu, o să vreau să veniți ca invitată, să vorbiți. Vorbesc! Vorbesc cum să nu vorbesc dacă aveți nevoie de mine? Că mie îmi place să vorbesc, dar numai când trebuie și la obiect. Că știți cum e, dacă nu ești atent, odată o iei prin bălării, de nu te mai găsesc nici cu elicopterul. Dar dacă aveți nevoie de mine, vorbesc cum ziceți dumneavoastră. Doar să nu mă puneți să mint, că eu mă fac roșie și verde și verde și roșie, că și Mitică al meu zice că parcă aș fi un semafor dereglat. Vai, ce fericit o să fie că o să mă vadă la televizor. Realizatorul o ia pe după umeri și se îndreaptă amândoi spre ușă. Nu trebuie să mințiți, doamna Popescu, că doar o să fiți în direct la televizor. Actul 3. Scena 1. Studio. Un băiat stă întins pe canapea, citește și ascultă muzică la căști. Pe jos o fată se joacă. La birou, realizatorul și Madame Popescu dichisită. Toată scena e filmată și proiectată pe un ecran din spate. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Viața în direct, doar aici. Azi avem o ediție cu adevărat specială. Știu că v-am mai spus asta și altă dată, dar acum chiar așa e. Avem pentru voi o poveste adevărată de viață. Și nu a oricui, ci a unui om extrem de cunoscut. Vom afla cine e la sfârșit. Până atunci vă vom dezvălui detalii incendiare din familia acestuia, problemele senzaționale cu care s-a confruntat și care până azi n-au fost în atenția publicului. Dar publicul merită să știe, pentru că el e suveran și oricine e dator să-i satisfacă toate curiozitățile. Așadar, chemați-vă rudele, prietenii, anunțați-vă vecinii să dea drumul la televizor, puteți chiar să postați pe Facebook.
Nimeni nu trebuie să piardă această incredibilă poveste despre iubire și înstrăinare, alcool și accidente, moarte și minciuni. Și pentru a vă convinge că tot ceea ce vă vom prezenta azi este real, o avem alături de noi pe distinsa doamnă Popescu, în calitate de vecină a familiei cu pricina. Ea este gata să ne divulge cele mai intime secrete ale acesteia, amănunte care vă vor șoca, pentru că așa e la emisiunea noastră, pentru că viața e în direct doar aici. Dar să începem. De data aceasta nu avem invitați în platou, ci vă vom prezenta înregistrarea unei reconstituiri artistice a unor momente importante în interpretarea unor actori. Din când în când o vom întrerupe, pentru a-i permite invitatei noastre, doamna Popescu, să deconspire cât mai mult din culise. Lumina se stinge la pupitrul realizatorului și se aprinde în centru. Ana, aruncând un cub în băiat. Acesta o ignoră, dar îl aruncă înapoi. Fata repetă figura de 2-3 ori. Joacă-te! Rareș într-un final aruncă cubul în partea cealaltă a camerei. Lasă-mă în pace! Ana se uită la el și mimează că nu aude. El își scoate căștile din urechi. Lasă-mă în pace! Joacă-te! Ți-am zis să mă lași în pace! Își întinde un picior și lovește cuburile. Nu ești cam mare să te joci cu cuburile? Depinde de anul în care suntem. Dacă e cel de atunci, singurul, sunt prea mică. Dacă e cel de acum din mintea ta, sunt cât de mare vreau eu. Ce convenabil! Multă lume ar vrea să aibă luxul ăsta. Habar n-ai ce vorbești. Și apoi fiecare cu talentele lui. Uite, tu, de exemplu, te bucuri de șansa deosebită de a vorbi cu mine acum. Asta nu e o șansă. E o problemă psihică. Ana aruncă un cub în el. Au! Rareș îl aruncă înapoi. O nimerește, dar Ana nu reacționează. Vezi? Dovada că tu n-ai ce căuta aici și că eu risc discutând cu tine. Nu riști mai mult decât dacă ai vorbi cu tine. Dar ție ți-e frică să recunoști că ești singur. Nu mi-e frică deloc. M-am obișnuit. Atunci aș spune că e o dovadă de imaginație. Ce? Că vorbesc cu tine sau că nu mă simt singur? Care vrei tu? Rareș își bagă căștile înapoi în urechi și reia cititul. Ana pune niște cuburi unul peste altul. Auzi? Dar tu cu cine semeni cu atâta imaginație? Cu mama? Habar n-am. Dar da, cred că mama e cea cu... El nici măcar nu se obosea. Dar ea tot timpul inventa niște povești fantastice ca să-i explice absența lui. Ba de la finala de șac dintre a doua, ba de la nu știu ce meci de basket, ba din gară când mă întorceam din tabere. Odată mi-a spus cum s-a luptat el cu niște fantome și era așa de obosit că nu s-a putut trezi să mă caute când am fugit de acasă. Cum ai fugit de acasă? Uite așa. Aveam vreo 6 ani. Era o brutărie în colțul blocului și m-am strecurat în spate, unde ținea navetele cu pâinea nevândută. Și am stat acolo și am ronțăit cu câinii turcului coajă uscată până m-a găsit nevastă-sa. Și a chemat-o pe mama. Fantome. O vreme am crezut-o că de, era mic. Apoi n-a mai contat. Așa că nici ea nu s-a mai chinuit. Și acum? Și acum ce? Acum mai are imaginație. Dar naiba știe. E toată închisă în lumea ei. Abia scoate un cuvânt când suntem amândoi în casă. Să nu-l deranjeze pe împărat. În schimb, are grijă să nu-i lipsească nimic. Mâncarea să fie taman potrivită de caldă, perna de tare, apa de udă, iar el abia dacă o bagă în seamă. Și ea e ca un radar. Să nu scape vreo nevoie de-a lui. Să nu cumva să nu-i anticipeze vreo dorință. Exagerezi. Sunt convinsă că și cu tine e la fel. Păi eu sunt fisul. Și apoi eu când sunt acasă stau mai tot timpul în camera mea. Dar nu pot să zic că n-are grijă de mine. Dar nu ca de el. Și uneori am senzația că o face doar ca să nu fie el nevoit să se preocupe. Să nu-l deranjeze. Rareș duc gunoiul. Rareș schimbă becul. Să nu facă el ceva prin casă. Că e obosit de la munca lui importantă. Vorbești prostii. Vorbești prostii. Ba nu vorbesc deloc. Când eram mai mic și făceam pocinoage, ia... Tâmpenii. Bine, tâmpenii. Ea nu-i spunea mai niciodată.
ca să-l menajeze. Să nu se streseze omul, să nu fie nevoit să facă pe tatăl. Și o făceam tâmpenii și mai mari. Ca să-i atragi lui atenția. Ba, ca să mă răzbun pe ea. Că el era așa de absent, iar ea făcea absența lui și mai prezentă. Era ca un tampon între mine și el. N-ajungea nimic de la mine la el. Și nici invers ce-i drept. Uite, nici acum nu i-ar fi spus dacă nu l-ar fi sunat direct pe el de la poliție. Îmi și imaginez ce enervat o fi că trebuie să se ocupe de prostiile lui Fisu. Cei doi se opresc brusc. Lumina se diminuează pe ei, dar se aprinde pe pupitrul realizatorului unde e și doamna Popescu. Vai, cum sunt copiii! Nu țin minte nimic! Vai, dar cum Tasu era cu el toată ziua în părculețul de lângă noi, era drăguț. Acum nu prea mai e. Că pe ăștia mici îi duc acum părinții la mol. Dar erau tobogane și leagăne, deci era mai mare dragul să te dai în ele. De unde știți? Păi, aoleu, mă omoară mitică dacă aude că dau din casă. Când eram și noi mai tineri, mai ieșeam noaptea. Să nu ne vadă nimeni. Și ne dădeam un balansoar. Acum nu cred că ne-ar mai ține. Dar nici mitică nu mai e tânăr. Spuneați deci că ieșea mereu cu el. Da, și făcea toate poftele. Se punea în fund în groapa cu nisip și făcea castele, pe care ăsta micul le împodobea cu frunze. Să continuăm cu povestea noastră. Stați așa să vă mai spun. Când îl dădea în leagăn, se uita ca nu cumva să-i cadă odorul. Că și zicea mitică, dacă face ăla mic buba, o să fie nevoie de ambulanță, dar nu pentru el, pentru Tasu. Păi și el de ce spune că nu i-a păsat? E, nu știți cum sunt adolescenții, mai bravează, niște revoltați. Că și când a crescut, îl zăream pe Tasu la geam, așteptându-l să vină seara de la școală. Și se trăgea repede în spatele perdelei când îl vedea. Să n-aibă senzația ăsta micu că îl supraveghează sau mai știu eu ce. Știți cum e cu... Cu adolescenții ăștia. Da. Eu știu. Haideți să vedem mai departe. Se stinge lumina la pupitru, se aprinde în centru. Dar ei doi? Cum se înțeleg? Ce știu eu? Că nu-i aud schimbând mai mult de două cuvinte pe zi. Dar nu se ceartă, deci cred că... Habar n-am. Că și ei bătrâni din partea lui tata, ci că se înțelegeau din priviri. Dar nu cred că e cazul ai mei. Eu nu prea mi-amintesc, dar mi-a povestit mama. Iubire mare, nu așa? Ci că s-au cunoscut la un iarmaroc, într-o duminică de august, pe undeva pe lângă hotarele, de unde era el bătrân. El venise cu calul să-l vândă, un murg de 3 ani. Ea căsca ochii la tiribombe, mânca halviță și s-a întors așa, fără să se uite, și era să dea calul peste ea. Ce cal neatent, zice ea. O semăna cu stăpânul. Ba, nu seamănă că e om nisnăravaș, zice el. Ce faci cu el? Îl vând. Păi și ce mai pui la căruță? Și căruța o vând, că mă mut la oraș. În sat nu mai e trai pentru mine. Dar dacă mă sui eu în căruță, o mai vinzi? Da, păi cine mi-o mai ia așa? Și mama a sărit în căruță și s-a oprit direct la popă. Și au stat împreună până s-a prăpădit a bătrână. Și tataie n-a rezistat mult după și a plecat și el după ea. Iubire mare. Și eu ce ți-am zis? Și nu le-a fost ușor, că l-au murit și lor 2 copii înainte să apară el. Și tataia a avut probleme, că nu voia să intre în partid. Apoi boala ei... Și zici tu că tata și mama nu se iubesc așa? Tu n-auzi că parcă sunt în universuri paralele? Sunt amândoi în cameră? Dar fiecare e în altă parte. Iar se oprește înregistrarea și se schimbă luminile. Așadar, doamnelor și domnilor, iată o familie alienată din care a dispărut iubirea. Cei doi au devenit niște străini, iar victima este fiul. Ce victimă?
Nu v-am zis eu că copiii ăștia nu știu nimic? N-au simț de observație. Doar ce-i doare pe ei, altfel nu văd nimic. Păi știți dumneavoastră cum se uită taicăsul la maicăsa? Că i-am spus și lui Mitică. Dacă te-ai uita și tu vreodată la mine așa... Cum? Foar! Așa! Și se uită spre el. Deci cum? Cu multă dragoste, cum? Nu se vede? O fi de la lumina asta din platou, că prea-mi intră în ochi și clipesc des. Pot să-mi pun ochelari de soare? Că mi-a dat Mitică, ci că i-ai să nu strici ochii de la reflectoare. Realizatorul dă din cap că da, Madame Popescu și pune pe nas. Deci, cum vă spuneam, se uită la ea. Doamne, nu mulți bărbați se uită așa la nevestele lor. E adevărat că nu prea vorbesc, că îi mai văd venind de la mașină. Nu vorbesc, dar el mereu îi deschide ușa, și de la mașină, și de la bloc. Dar așa, pe muțește, el nu zice nimic, ea nu zice nimic. Am înțeles, doamna Popescu, să continuăm. Păi nu știu. Cu povestea. A! Dar cum ies de aici, am întins-o. Trec pe acasă să-mi iau câte ceva și am plecat. Îi las să stea amândoi. Să tacă împreună până n-or mai putea. Unde naiba pleci tu, mă, la 17 ani? Ce faci, te duci iar să mănânci pâinea turcului? Ce știi tu să faci? Să dai din gură. Câte lucruri nu se obțin dând din gură? Da, minte nu prea, dar în rest... Și la ei te-ai gândit? La mama, la tata? Ce o să spună? Ea nu o să spună nimic. O să plângă nițel, apoi o să se dedice întregime bunăstării lui. Iar el o să zică Bogda proste. Ce știi tu? Nu i-a păsat niciodată de mine. După tine nu l-a mai interesat nimic. Eram, nu eram, pentru el tot una. Când am făcut pneumonia aia, de-am zăcut în pade, mi se cojea pielea pe spate, de nu știau doctorii dacă scap, domnul a plecat în străinătate. Avea treburi mai importante. Bați câmpii. Ba nu bat. Oho, și încă ce-i mai bați? Ba nu! Nu l-am interesat niciodată pentru că nu m-a vrut niciodată. Ana dă să protesteze. Hai mai taci! Am văzut procesul verbal de la accident când era mama gravidă cu mine. De asta a intrat cu mașina în pompe țivanul. Nu mai voia alt copil. Păi ce prostie ai în cap. Pe mama ai întrebat-o? Am întrebat-o, dar mi-a zis că sunt prea mic să înțeleg. Normal, doar nu era să zică ceva rău de el. Să nu-i strice aura. Dar eu am înțeles. Ah, și ce ai făcut dacă ai înțeles? M-am îmbătat. Uite așa, de-a dracu. Dacă tot nu mai vrea... Măcar să nu-i fac viața mai ușoară. Are grijă ea de asta. Și? Am desfăcut mai multe indicatoare din alea de pe stradă cu stop. Voiam să pun unul pe ușă. M-au prins polițaie și m-au dus la secție. Ci că atentat la siguranța rutieră. Sau așa ceva. Și el ce face? Ce face un tată când fiul e în arest? Îl las acolo, desigur. La relațiile lui mă scotea într-o clipă și-și mai și cereau ăștia iertare. Dar nu, a vrut să-i dea lui Fiso o lecție. Și acum aștept să se îndure să-mi dea drumul. Asta înseamnă că te iubește. Acum cine bate câmpii? Știi cum mă simt eu de iubit? Nu pot să duc atâta iubire. Ascultă-o pe sorta că e mai mare. Și evident mai deșteaptă. Da, și mai moartă. N-am zis că sunt perfectă. Se stinge lumina. Scena 2. Madame Popescu stă la pupitru, pierdută în visare. Se apropie Romică. Bună seara. Bonsoir. Ce mai faceți, doamnă Popescu? Ostenită. Da, cred. Atâta muncă acasă, spălat, gătit, avut grijă de soț. Da, de unde? Cu emisiunea. Nici n-aveți idee ce obositor e să te pregătești să arăți prezentabil, că doar se uită lumea la tine. Și să reziști în platou cu toate luminile astea, te chinui să nu clipești, de te apucă lăcrimatul și se duce rimelul. Eu nu-mi dau cu rimel, că Mitică zice că o să creadă vecinii că mă bate.
Dar acum era o ocazie specială. Și curentul? Să nu mai spun de curent. Uite aici! Arată în creștetul capului, Romică, dă să se uite. L-am simțit tot timpul. Cum să legi bine cuvintele când îți îngheață mintea? Și asta te consumă atât de mult. Să spui mereu ce trebuie, că doar ești la televizor și nu știi cine te ia de model. Avem o responsabilitate. Da, vă cred. Felicitări. Nici n-aș fi crezut că vă veți descurca așa de bine. Madame Popescu se uită lung la el. Adică îmi păreați mai fragilă, mai temătoare de a apărea în public. Fragilă? Eu? Nu ți-am spus, domnule, că am băț? Și ce legătură are asta cu... Când ai băț, nu ți-e teamă de nimic. Ce? Lui Napoleon îi era frică de ceva? Mie mi-ar fi fost o frică să vorbesc așa, să mă vadă tot, să-mi judece hainele. Adică hainele mele au ceva? Nu, doamnă Popescu, se poate. Dumneavoastră vă îmbrăcați mereu desăvârșit. Ne străduim și noi. Deși lui Mitică nu-i place mereu cum mă îmbrac. Zice că sunt prea conservatoare, că ar trebui să fiu și eu un trend, cică. Nu știu exact ce e asta, dar are legătură cu moda, așa cum ar veni la grămadă. Păi, cum mă mai găsești tu, Mitică? Îl întreb eu, dacă mă bag în grămadă. N-am dreptate? Cum nu? Perfectă dreptate. Dar nu mi-ați spus cum ați ajuns la emisiune. Am fost invitată, desigur. O doamnă nu dă niciodată buzna. Sigur, eu mă întrebam cum v-au găsit. Dar ce sunt eu, domnule, ok, rătăcită să mă găsească cineva? Au venit la fix. Știau că au nevoie de mine și m-au rugat frumos. Și eu am acceptat, desigur. Și cine v-a rugat? Asta nu pot să vă spun. E confidențial. E, dacă e confidențial... Dar chiar stați în bloc cu oamenii aceia despre care vorbiți? Se poate, domnul Romică, să mă întrebați așa ceva? Nu v-am spus că sunt femeie serioasă. Doar nu vorbeam ce nu știam. Și Mitică mi-a spus, vezi, vorbești numai ce știi, nicio vorbă în plus, să nu te faci de rușine. Doamne ferește, dar eu n-am vrut să spun că eram doar curios. Pare o poveste interesantă. Da. Și dumneavoastră o știți pe toată. Da. Și nu-mi spuneți și mie ce s-a întâmplat mai departe? E confidențial. Cum e confidențial dacă o să fie mai târziu în emisiune... E confidențial până apare la televizor. N-am voie să spun nimic. Îmi pare rău, dar chiar nu pot. Nici lui Mitică nu i-am spus nimic. Bine, el știe toată povestea, că doar stă în bloc cu mine. Dar acum nu i-am spus nimic. Că s-a cam botoșit, că n-am vrut să-i zic. Ce o să-i zic? Dacă e confidențial, e confidențial. Și așa e supărat că plec de vreme de acasă și nu-i mai încălzesc mâncarea. Păi ce crede el? Că toate astea se fac bătând din palme? Ehe, câtă muncă e! Că eu le-am spus de la început. Să nu mă vopsiți ca pe fătucile alea de zici că eu sunt femeie serioasă. Eu vreau să arăt natural. N-ai idee, dumneata, ce mult se muncește la un machiaj bun, care să te facă să arăți natural. Și aici specialiști. Nu ca aia de m-a făcut când am mers la nunta Adelinei, o nepoată de-a doua. De ziceai că sunt soacră mea, Dumnezeu să o ierte, abia sculată din somn. Că și Mitică mi-a zis, du-te de te spală, că o să creadă lumea că am venit cu maică mea. Vai, ce rușine mi-a fost, dar m-am spălat și a trecut. Da, acum nu, acum a ieșit ca la salon din ăla scump. Nici nu zici că am ceva pe față. Par mai naturală decât în realitate. Dumneavoastră arătați mereu naturală. Spui și dumneata așa că m-ai văzut de câteva ori. Am și eu momentele mele că nu mai am 20 de ani. Și nici n-aș vrea să mai am pe cuvânt. Păi ce naivă eram eu atunci. Cum mai credeam eu că tot ce zboară se mănâncă. Și n-aveam de niciunele. Cai mei au fost săraci. 4 pereți de chirpici și 2 găini. Nici lui Mitic al meu nu i-ar fi trebuit.
Una de 20 de ani? Da. Ce să facă cu ea? La 20 de ani știi să faci doar ochiuri, dar și pe alea le arzi. Ce-i trebuie lui Mitică una de-astea? Păi bărbații mai au și alte nevoi. Lasă-mă, domnule, că știu eu la ce te gândești dumneata. Dar ascultă la mine. Orice om mănâncă în viață de mai multe ori decât face. Da, nu m-am gândit așa. Vezi? Și mai ziceai că cum de m-au găsit să vin la emisiune. Amândoi tac, stânjeniți. Madame își aranjează ceva la bluză. Mă duc și eu în public. Acuș începe. Mă bucur că v-am revăzut. Întotdeauna o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc. Își aduce aminte de ceva. Bagă mâna în geantă și scoate bățul. Luați-l dumneavoastră, că ziceați că vă e teamă. Mulțumesc, dar dumneavoastră nu vă mai trebuie? Nu. Acum mă iau și mă duc ăștia acasă cu mașinuța. Scena 3. La pupitru, realizatorul și Madame Popescu. Am revenit în direct. Continuăm povestea senzațională a unui personaj faimos pe care îl veți cunoaște mai târziu. Până atunci să nu pierdem vremea și să aflăm mai multe detalii scandaloase din viața acesteia și a familiei sale. Se aprinde lumina pe scenă. Pe canapea stau două femei. Una cărpește un ciorap, cealaltă citește o carte. Mai spunem despre el. Când era mic, îmi povestea totul. Și eu îl ascultam până termina să-mi spună și cel mai mărunt lucru pe care îl făcuse. Alecu-mă și certa câteodată. O să-l înveți prost, zicea. Acum nu mai știu nimic despre el. Și ce crezi că eu știu? Cum nu știi? Nu stai cu el în casă? Și la ce folosește? Dacă nu vorbește, nu scoate o vorbă cu orele. Le zici că i-au secat cuvintele. Dar tu vorbești? Păi nu vorbesc, să nu-l tulbur. Că dacă el nu zice nimic, înseamnă că n-are nimic să-mi spună, nu? De ce ar vrea să audă ce am eu de spus? Că ești nevastă de aia. Doar cu tine s-o însoțit, nu cu alta. Păi ce? Eu așteptam să mă întrebe Alecu ce am în cap? Îi ziceam eu, fără invitație. Avea, n-avea chef, asculta. Că doar nu m-am luat doar cu ce am pe, pe din afară. Și eu care aveam senzația că vă înțelegeți numai din priviri. Păi da, dar după ce am învățat să recunoaștem fiecare cuvânt pe care nu-l mai rosteam. Da, asta s-a întâmplat după mult timp. Nu așa peste noapte. Păi ce, eu ziceam așa peste noapte? Avem și noi destui ani împreună. Acum se fac 20. Unii se învață mai greu. Că nu-i om să fie întocmai ca altul. Unul merge mai încet, altul mai iute. Mai iuțește unul pasul, mai se odihnește celălalt. Important e să rămână amândoi pe drum. Acum nu știu. Poate tocmai asta a fost problema. Noi fi fost eu cea potrivită pentru drumul lui. El a visat la iubire ca în povești, ca aceea dintre mata și tata Alecu. Tot timpul îmi povestea cum era la voi în familie. La început îmi plăcea, ziceam că îmi văd eu despre el, despre viață. Dar mai apoi am avut senzația că îmi spune ca un fel de reproș. O fi fost doar în capul meu că mă simțeam vinovată că nu-s cum are el nevoie. Acum nu-i vorbă că am avut și noi perioada noastră bună, în care ne terminam unui altuia frazele. Ne simțeam într-o cameră plină, oricâți oameni erau între noi. Nu trebuie să spun eu, matale. Și ce s-a întâmplat? Moartea, cred. Din afară întâi, apoi cea dinăuntru, obișnuința. Te trezești într-o dimineață că sunteți iar doi în loc de unul. Și te uiți la celălalt și nu mai știi dacă a mai rămas ceva sau nu. Nu mai înțelegi? Nu mai știi ce să faci, ce să spui? Ți-e frică? Așa că ajungi să nu faci nimic. Decât să bei. Cam aflat din prima parte a emisiunii că lui cam plăcea alcoolul. Deci ceva clar nu era în regulă. Mai mult, băut fiind, a intrat în pomp cu mașina în care era și soția însărcinată. Doamna Popescu, ce știți despre acest episod? Să fiu sinceră, despre accident nu știu prea multe, că nu eram acolo. Am văzut doar mașina șifonată parcată lângă bloc. Și n-am avut pe cine întreba, că amândoi păreau veniți de la înmormântare. Nici nu știam că doamna e însărcinată. Am aflat mai târziu când o aducea domnul de la doctor și ținea ușa de la mașină până cobora.
că știți cum e cu femeile în perioada aia, mai plinuțe, așa, dar pot să vă spun de treaba aia cu băutul. Nu bea, domnule, pe cuvânt. De unde știi dumneata, doamna Popescu? Simplu. Eu văd la mitic al meu. Când mai dă pe gât o vișinată, rar de tot o vodcă, zice că îl arde și se zvârcolește toată noaptea. Trebuie să-i fac două ceaiuri de sunătoare, dar din aia bună de la piață, nu luată de la plafar. Doamna Popescu. Așa. Deci, când mai trage o dușcă, două, îi se aprinde așa o luminiță în ochi, în amândoi. Și eu știu ce urmează, ce are în cap dumnealui. De-astea îmi și găsesc de treabă. Mă uit la serialul ăla turcesc, că doar nu-s mai frumoasă ca băut dumnealui ceva. Așa și? Ce legătură are asta cu povestea noastră? Păi eu n-am văzut niciodată luminița aceea la domnul. Nici seara târziu. Putea să vină de la crâșmă ca alții. Mă întâlneam în scara blocului, zicea să rumâna, dar nici pic de luminiță. Poate o avea doamna Popescu, dar îi se stingea când vă vedea pe dumneavoastră. Și de ce, mă rog, să-i se stingă? Din respect, doamna Popescu, din respect. Și cum? N-a fost niciun semn? Nu i-a dat nimic de gândit? După ce a murit, Ana mi-a fost teamă să nu ne îndepărtăm. Citisem undeva că așa se cam întâmplă. Dar nu părea să fie mai mult decât durere. Abia atunci când cu accidentul am simțit că ceva nu e în regulă. Dar n-am știut ce. Chiar? Ce-a fost cu accidentul? Că el nu mi-a dat niciodată detalii. Așa făcea el mereu când nu voia să-mi spună ceva. Dar nici să mă mintă. Păi era cam la un an după mormântare. Rămăsesem iar gravidă. Cu Rareș. Dar acum nu i-am mai spus imediat. Nu știam ce să fac. Îl voiam, nu-l voiam. Adică de vrut îl voiam, dar mi-era așa o teamă să nu-l pierd și pe el ca pe Ana. Apoi am vorbit cu mata și... Și eu ți-am zis să nu te crezi tu mai deșteaptă ca viața. Să faci tu ce știi mai bine și să o lași pe ea să-și facă treaba. Și te-am ascultat. Am fost de Crăciun la colegul lui Arioni. Fusese avansat, se muta cu familia la Shanghai. Și-a dat petrecere de rămas bun. El n-a vrut să mergem, dar... Vezi? Așa te trage ața. A băut și el un par de șampanie să nu zică gazda că nu-i dorește binele. Așa că la întoarcere am condus eu. Și mă gândeam așa la Arioni, ce fericiți păreau. Când nu se căutau din priviri, se uitau după băieți. Doi aveau, gemeni. Și m-am trezit vorbind. I-am zis că sunt însărcinată. Și el? Nimic. A întors capul, s-a uitat pe geam. Și-au trecut minutele și am crezut că... Odată numai s-a întors spre mine și a țipat, să crezi tu că mai trec odată prin asta. Nu mai țin minte decât ochii lui. Nu reușeam să mă rup de ei. Apoi besnă. Nici nu știu când a sosit poliția, salvarea. Mi-au dat un calmant că nu mă mai opream din tremurat. Ei credeau că e de la accident, dar nu m-a întrebat niciunul nimic. A vorbit doar cu ei. Doar el. Mai târziu am văzut că scria în procesul verbal că el condusese. După accident, lucrurile au părut că reintră normal. Am născut, el s-a atașat imediat de băiat. Petrecea fiecare secundă liberă cu noi. Uneori chiar mă gândeam dacă a fost real ce s-a întâmplat în mașină, dacă nu visasem totul după lovitură. După 4 ani însă te-ai îmbolnăvit dumneata și te-ai dus. Apoi o lună mai târziu și tata Alecu. Și l-a umblat ca somnambulul săptămâni întregi. Nu mai scotea un cuvânt. Nu-i vorbă că nici eu nu știam ce să spun. Doar că nu mai stătea cu Rareș. Atunci a și fugit ăla mic de acasă, de l-am găsit la turc. Așa dezamăgit a fost când m-a văzut pe mine și nu pe Tasu. Dar nici nu-i spusesem de fiu, să m-am gândit că asta grijă-i mai trebuia pe cap. Apoi s-a propus să meargă la Chișinău, să pună pe picioare o filială acolo. Ca să fiu sinceră, l-am cam încurajat să se ducă. Poate și din lașitate. Așa nu observa că tac, că nu știu ce să-i spun, că nu-s bună nici să-i spun ce trebuie. Dar m-am gândit că o să-i facă bine să stea puțin departe, singur, nu cu noi pe cap, să se liniștească. Și s-a liniștit? De unde?
La 3 luni după ce a plecat, a făcut rareș pneumonie, urât de tot. Și eu nu știam cum să nu-l îngrijorez pe taxul acolo la Chișinău. Tot spunea că vine acasă, că avem nevoie de el. Eu tot îi spuneam că nu e nimic grav, că n-are rost, că ne descurcăm. Vorbeam des. La un moment dat a părut că l-am convins că e totul în regulă. Doamne, cât ți-a mai îngrijorat pentru băiat. De unde știți? Păi pe vremea aceea nu apăruseră telefoanele astea moderne. Mobilele. Așa, mobilele. Astea deștepte care cică îți fac cancer la creier. Că am vrut și eu să ne luăm unul. Să avem așa, în caz de ceva. Poate uit să iau ceva de la piață. Dar mitică nu și nu, că e periculos. Că eu nu citesc ce spun specialiștii. Britanici. Britanici, chinezi, angolezi, ce știu eu. Important e că sunt specialiști. Așa că nu ne-am luat. De fapt mi-a zis mitică la un moment dat adevărul. Căci că nu vrea să-l asculte... Și ridică un deget în sus. Dumnezeu? Vai, nu vorbiți așa. De ce ar vrea Dumnezeu să-l asculte? Ăilalți mai jos. Sfântul Petru? Păi da, că și-o fi luat Sfântul Petru căști. Ăilalți. Și dă din cap cu înțeles. De ce să-l asculte ăilalți pe domn mitică? Nu știu. Dar cică așa au zis la talk show-uri că îi ascultă pe toți. Să revenim la povestea noastră. Așa. Ziceam că era cu gândul numai aici, că suna de 2-3 ori pe zi. Suna la noi, că ei erau mai de curând în bloc și nu le trăsese încă telefon fix. Și suna la noi și mă ruga pe mine să cobor, să o chem pe doamna. Și ea-i povestea tot ce făcea ăla micu. Și el o tot întreba, până ce ea nu mai avea ce povesti. Și peste câteva ore suna iar. Dar întotdeauna, înainte să cobor, mă întreba, ia cum rezistă doamna Popescu? Întotdeauna mă întreba, rezistă, ziceam eu. Apoi câteva zile n-a mai sunat. M-a gândit că e prins cu treburi, că știind că băiatul e mai bine, stă mai liniștit. Într-o seară m-am trezit cu el la ușă, era transfigurat de m-am și speriat. L-a luat pe Rareș în brațe, l-a strâns... Păi s-a dus în cameră, s-a culcat. M-am dus sus la doamna Popescu să o întreb dacă ei spusese că vine. Nu știa nimic, telefonul nu-i mergea de 3 zile. A doua zi era el și nu mai era el. Parcă voia să fie singur și totuși cu noi acolo. Era un el în surdină. O vreme am tot insistat să-mi spună ce are. Nimic, zicea. Azi așa, mâine așa, tot nimic. Nimic a rămas, ci multă tăcere. Dar de cât ceartă mi-am zis că e bună și asta. Nu știu cine ți-a zis ție prostia asta. Tăcerea nu e niciodată o bună conversație. Acum știu. Dar m-am gândit că măcar noi să nu-i fim povară. Că așa mi-a zis mama. Ascultă la mine, bărbatul nu vrea zarbă în casă. Dacă are el chef de muiere și copil, îi caută. Nu trebuie să se împiedice toată ziua până ziua de ei. A meu? Dacă voia asta de la mine, mă suiam singură în căruță și mă întorceam la Iarmarocul, de unde m-a luat. Vezi, eu am fost crescut altfel. De unde să știu eu că se poate și altfel? Am învățat copilul să facă de toate prin casă, că putea și el să nu zică taxul că e răsfățat, să-l certe. Iar pe el nu-l băteam la cap cu prostioarele băiatului. Și nici cu ale mele, le rezolvam eu mereu. Și uite așa, zi după zi, dintr-o familie am devenit doar 3 oameni. Rareș e convins că lui Taixu nu-i pasă de el și că eu am grijă doar să-i fie ăstuia bine. Tasu n-are habar despre noi, nici cât știe un copil de 7 ani tabla mulțirii. Ascultă la mine, nu la maică ta. Bărbatului îi place să fie și tată și soț. Pare mi se, tu nu l-ai prea lăsat să fie nici una, nici alta. Parcă era un copil mic, l-ai hrănit, l-ai primenit, l-ai ținut cu căciula pe urechi să nu-l tragă curentul. Atâta l-ai menajat, atâta l-ai ținut departe de problemele voastre, că s-o fi simțit omul inutil. Și știi cum e? La un moment dat te și obișnuiești să nu te implici, dacă tot pare că ceilalți se descurcă și fără tine. Auzi? Poate n-ar strica să pleci. Cum să plec? Doar o țâră. Îți faci bocceluța și te duci la munte o vreme. Sau la mare, unde îți place ție. Și te mai gândești și la tine. Și pe ei cui îi las? Unu altuia. Dacă nu mai ești acolo, o să-l obligi să se concentreze și pe fisul.
că n-o să mai fie cine să-l menajeze și va trebui să afle și să se descurce. Și poate iese ceva bun din asta. Și cine știe, nu trece mult și-ți simte lipsa. Sau nu. Sau nu, dar măcar știi cum stă treaba. Și-l lași și-ți vezi de viața ta. Doamnelor și domnilor, revenim după câteva minute de publicitate. Scena 4. La pupitru, realizatorul. Vine producătorul. Ești sigur că vrei să mergi până la capăt? Sigur. Nistor face spume prin regie. E stricat în vârtelile. E teamă că și-l pune în cap pe Pamfile. O să creadă ăla că l-a tras în piept. Și dacă intră în gura lui, Dan n-are curaj să oprească emisia. N-a vrut el povești de viață și audiențe? Dar. Da, dar o să te coste. Mai mult decât să mă dea afară, ce pot să-mi fac? Nu mă refeream la asta. Știu, hai să-i dăm drumul, că mai un pic. Se stinge lumina. Când se aprinde, un bărbat stă pe fotoliul din centrul scenei cu spatele la public. Pe ecran se vede fotoliul. Soția se învârte prin scenă, iese și reintră. Tot adună câte ceva și pune într-o valijoară. După ce o închide, se mai uită în jur, dă să plece, dar se răzgândește și vine în fața lui. Tace câteva secunde. Nu degeaba te-ai antrenat atâta timp. Să vedem dacă îți folosește la ceva. Iese. Intră Rareș. Își dă jos geaca, iese, revine cu o farfurie, se așează la masă. Bărbatul se ridică de pe fotoliu, iese, revine cu o pâine și un cuțit pe o tavă, se așează la masă în lumină. Acum se vede că e realizatorul. Taie pâinea și întinde băiatului o felie. Se stinge lumina. Rămâne luminat doar ecranul care se umple de purici. După câteva secunde se aude vocea doamnei Popescu. Mitică! Mitică! Închide naibii televizorul ăla, Mitică, că te prostești de tot! Mitică! Se stinge lumina. Sfârșit. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău,